Băieții vorbesc în casa lor despre task, fac tot felul de supoziții, doar despre asta se discută acum. Spunea Mihai că ei cred că vor schimba această istorie, acest obicei de a câștiga o fată și că de data aceasta va câștiga un băiat. Au făcut și repetiții băieții și spuneau că nu știu cum o să fie la start, pentru că abia au încăput ei în linie dreaptă, dar păi că mai sunt și fetele să pună fetele în spate, pentru că dacă le pun în față o să dea peste ele, o să le lovească atunci când își vor lua viteză să alerge. Acum, dacă le pun în spate, o să intre toți băieții și nu o să mai aibă loc fetele. Dar știm din alte sezoane că totuși au stat în linie cât de cât. Băieții mizau pe Andrei că va intra, spuneau că atunci la repetiție el a fost printre primii de fiecare dată în cabină, alergă foarte repede. Dani zicea că Diana nu crede că va ajunge în cabină pentru că va fi o mare îngrămădeală. După mai făceau ei calcule că dacă intră deja patru băieți sau cinci, mai încape o fată sau maximum două. Dar eu spun că băieții cam subestimează fetele și nu știu cât de puternice sunt ele de fapt.